Mario Pireș, Filip Haită, Ze Gomes și Adrian Bălan. Lovitură liberă, lovitură liberă pentru Rapid. Această intervenție a lui Oancea și și lui Marian Barbu. Cine e de galben pentru contul ăsta? Ovidiu Bic a văzut cartonaș galben pentru proteste, dar adevăratul faul dur îl face Marian Barbu. Bic faultează, da. Bic îl ține pe Ioniță. Galbenul cred că e pentru proteste, da, aici este fault. Tine tricoul, decizie corectă. Ilie. Să vină varul. Să vedem dacă e de roșu. Râde și Ilie, bineînțeles. Cază important în finalul acestei de reprize. Iată, așa ceva nu vezi foarte des. Și culmea e că Ilie trebuie să lasă la marginea terenului și Ucluș se va apăra în inferioritate numerică, lipsește cu un fundaș central la o fază fixă. Ce ciudat! Șase jucători rapidiști în suprafața de pedeapsă adversă. Centrarea lui Ioniță, iese Iliev, boxează.